întrebare ca să vă enerveze. Ia. Care a fost arbitru mai mare, Crăciunescu sau Porumboiu? Eu am fost mai bun. Am fost mai bun pentru că n-am avut atâtea meciuri. Am avut mai multe meciuri și a mai fost ceva care ne deosebește, esențial. Eu toată perioada care a fost, eu n-am avut șef. El a avut șefi. Eu în toată perioada cât am fost arbitru, așa. Și după aceea, așa, n-am avut șefi. El a avut șefi. Da, el a fost numărul 2 mondial. Da, numărul nu contează asta, dar eu n-aș putea. Eu spun, acolo am un 2, unul lângă. N-a fost mai bun, n-am fost mai bun. Dacă e un clasament, e semnul egal. Deci n-a... Da, acum v-ați împăcat că la un moment dat... Ne-am împăcat ca să nu mai vorbim, pentru că eu așteptam. V-ați împăcat ca să nu mai vorbiți? Da. Eu am așteptat și spun treaba asta așa, cu stupoare. Dom'le, cel mai bun prieten al tău, dom'le, am mai spus treaba, să spun o minciună atât de gogonată, o minciună ordinară, la adresa mea, care nu s-a întâmplat. Da, că am avut, dar n-am avut, băi, frate, am 1000 de controle. A avut un coleg de echipă, un nume cunoscut, n-am să-i dau niciodată numele, că nu-s nebun la cap. Foarte bine. A avut un coleg, eu i-am spus de colegul ăla, băi, că a avut nu știu ce, și după, nu știu, 10-15 ani, când a ieșit scandalul cu CFR Cluj, cu ce făcea el cu CFR Cluj, păi, Porumboiu, că a avut, chiar a spus lui Ierde, bă, ăla era mort și nu putea să spună. Bun, a vorbit cu el. Am așteptat. Bine, dar și dumneavoastră a zis că își vopsește părul. Păi și una să-ți vopsești părul și alta să spui că ai avut sifilis. Haide, vezi, suntem nebuni la cap, ce avem? Deci, a trecut treaba asta, am mai vorbit cu el și am zis, bă, cred că... Da. Nu i-am zis că... Dar un prieten comun al meu și al dumneavoastră îl întreabă, da, Adi, ți cu sifilis, cu n-avem. Mă, așa rău îmi pare că am zis treaba asta. Adică atât de perfid spunea că îi pare rău că a spus treaba asta. Nu că ar fi mințit. Nu că ar fi mințit. Bă, dar ai mințit ca un ordinar. Nici n-a fost vorba de treaba asta. Că se putea să... că vă dăm judecata asta. Să dea singur un judecat, să spună și că... Ordinar nu merge, da. E ordinar. Când spui... Nu, și am așteptat un singur lucru, că asta mă irită. Mai ai avut atâta timp. Ești, bă, și spun, dom'le, am greșit. Păi tu ți-ai coada sus, bă, nu ți-e rușine. Cu asemenea grosolănie la adresa mea. Că e păcat, prieten, de o viață. Păi e păcat, dom'le, dacă eu spun, dom'le, dacă ai avut SIDA, a nu știu cum timp, și te țin că ai avut SIDA, cum îți convine? Când ai avut. A, dacă aveai, dom'le, s-a întâmplat treaba asta, sunt acte medicale, dar el de atâția ani, băi, după atâția ani de zile, deci vorbim de 53 de ani în urmă, dom'le. Bă, dar... Și când știe că eu ți-am spus de treaba asta. Gemenii fluierului. Da, gemenii fluierului. Născuți în aceea zi. Eu aș vrea să spun altceva acum, că știi un te provoc un pic. A fost o, mă rog, o nostimadă la un meci când plecam în Bulgaria. Ți-amintești, da, mă rog. Așa. Așa. Pardon, nu putea să se întâmple treaba asta și mă deranjează, enorm mă deranjează, dom'le, atâta lipsă de caracter, atât neomenie să ai în tine, să spui că îți pare rău că ai spus. Nu, băi, ai făcut o mare... Puteai să-și ceri scuze, am făcut o confuzie, mi-a zis ieri era mort. Da, eu știu că vă prețuiește și că da, vă prețuiește prietenie de o viață. Dacă te leagă o prietenie de o viață, ești corect cu acel om. Eu n-am, băi, dacă am avut, Doamne ferește, asta era viața și era alt traseu aveam, Doamne, Maica, Doamne. Dar colegul ăla care era prieten și cu el... Dar să nu v-ați retras cuvintele că și-a vopsit părul. Dar ce adică... de vopsit părul? Te vopsesc părul și da, asta e o jignire că și-a vopsit părul egală cu că aș fi avut sifilis. Cum să spui minciuna? Și ai spus, ai scăpat-o, dar îi venea la îndemână, ne-a Ovidiu, să spună, adevărul, îmi cer scuze, Adrian, am greșit. Nici în ziua de asta. Am zis, bă, am așteptat. Bă, are caracter. Dar ce caracter să ai tu, bă, băiatul? Nu, sunteți orgolioși toți. Deci, nu e idiot, nu orgolios. Dom'le, e idiot. Dar răspund, dom'le, să mă dea... Nu poți spui altceva. Dacă spui ceva adevărat, da, dom'le, păi, treaba ta, ai avut boala aia, asta e treaba. Noi nu eram nici primul, Doamne, Maica, dom'le. Dar tu să spui... Eu am copii, am nepoți, păi bunicul sau tata a avut și, băi, ești nebun la cap, dar revine tu, te dracu de aici, cât ai fi de bonlav, Asta nu poți să spui despre un om o asemenea mizerie, când știe foarte clar. Că asta mă irită. Eu i-am spus de ce s-a întâmplat colegului. Că dacă nu-i spuneam ce s-a întâmplat colegului, dar iată, bă, suntem prieteni. Îmi pare rău că v-ați înfierbântat așa. Păi nu, mă înfierbând de fiecare dată când vine subiectul ăsta. Este... Îmi cer scuze că am ieșit un pic din decor așa cu treaba, dar mă înfierbântă tare așa când văd mizeria umană. Nu știu de ce, dar îmi lasă așa un gust amar, înseamnă că trăim degeaba pământul ăsta dacă nu putem să mințim de cineva și să aruncăm vorbe de o cară care nu au niciun... Da, dacă aveam măcar un pup comun, că putea să... Putea, aveam 20 de ani, se putea întâmpla, orice să poate întâmpla. Da, era un capăt de țară, subiectul respectiv, eu l-am relatat, eu i-am spus de acel coleg, da, atât, dar mă așteptam, vă spun sincer, mă așteptam, tot am vorbit, dar nu i-am zis, bă, dar când i-a zis prietenul ăsta comun, i-a zis, da, așa rău îmi pare că am zis. De-aia te maci, bă, prietenul cel mai bun, ai fost alături de el, ai fost nu știu ce. Păi, dar cum să minți? Minciunea e cea mai a dracului povară care poate să cadă pe o persoană. Spune, bă, dacă știai tu că ți-a spus e morto. Cum să spună morto? Că ți-am spus eu, care eram viu, ce s-a întâmplat, da?